stimați telespectatori, bine ne-am regăsit la o nouă emisiune Romanul și Romașcanii votează. Mărturisesc că astăzi am un motiv în plus de a-mi exprima în fața dumneavoastră admirația față de cei doi invitați pe care îi am în această emisiune. Este vorba, în primul rând, de domnul Ludovic Orban, un liberal față de care personal am o mare, mare considerație, ținând cont că ne cunoaștem de vreo 25-26 de ani. Și vă spun sincer că că a venit la Roman să-l susțină pe Lucian Micu înseamnă un lucru extraordinar pentru cei care știu să citească printre rânduri ce se întâmplă în politică. Bună ziua și bine ați revenit la Roman, domnule. Sărmâna, salut telespectatorii postului dumneavoastră, salut romașcanii care ne urmăresc. Domnule Lucian Micu, dincolo de introducerea pe care am făcut-o, aș vrea să știu ce înseamnă pentru dumneavoastră prezența la Roman a liberalului Ludovic Orban. Bună ziua dumneavoastră! Înseamnă, în primul rând, victorie pe data de 11 iunie. Acest lucru vreau să-l asigur pe domnul Orban, că aici la Roman vom reuși să păstrăm fieful nostru liberal. E o echipă care funcționează foarte bine de mai mulți ani de zile. De 7 ani, practic, sunt în echipă cu domnul Leoreanu, 2 ani cât am fost director al unei societăți subordonate Consiliului Local și ulterior 5 ani ca și viceprimar. În ultimele 6 luni aproape am preluat conducerea primăriei municipiului Roman și de asemenea în colaborare și în aceeași echipă cu de această dată deputatul Laurențiu Leoreanu reușim să ducem proiectele la care ne-am angajat în anul 2016 în fața alegătorilor, an în care am câștigat covârșitor atât primăria municipiului Roman cu un scor de aproape 80% pe programul Roman 2020, program pe care l-am supus în continuare atenției romașcanilor, program care până în momentul de față am început să îl implementăm, dar care și pe mai departe trebuie implementat și sigur că la acest program, în funcție de realitățile ultimului an, am mai adus și proiecte noi. Prezența la Roman al domnului Orban este foarte benefică, este foarte benefică atât pentru noi ca și echipă a liberalilor. Contează foarte mult să avem alături de noi conducerea centrală a partidului, de aceea vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru sprijin și desigur vreau să-i mulțumesc și pentru sprijinul și pentru plăcerea pe care am avut-o de a merge alături de dumnealui prin municipiul Roman. Am întâlnit, cred că, peste 200 de persoane astăzi. O foarte mare atracție a romașcanilor față de domnul Orban și acest lucru m-a bucurat. De altfel știam că domnul Orban este un lider politic foarte popular, foarte apropiat de oameni, așa cum îmi place să cred că sunt și eu, așa cum este și domnul deputat Leoreanu și cred eu că Romanul tocmai de asta are nevoie, de oameni care să fie aproape de oameni, care să le înțeleagă nevoile, care să le înțeleagă problemele și mai mult decât atât, care să aibă și soluții pentru rezolvarea problemelor oamenilor. Sigur că pe lângă aceste probleme ale oamenilor trebuie să facem și investiții în municipiul Roman și noi ne-am angajat deja să le facem. Deja Romanul este un plin șantier, se lucrează în toate zonele din municipiul Roman, dar cred eu că pe lângă investiții, pe lângă betoane și asfalt, contează foarte mult și factorul uman. Și de aceea mă bucur foarte mult că astăzi la Roman am reușit să grupăm așa un număr de oameni care într-adevăr gândesc cu sufletul pentru oameni și cred eu că acesta este marele câștig al romașcanilor. Domnule Ludovic Orban, Romanul este un oraș care are avantajul ca în acest mandat, spre deosebire de Piatra Neamț, un oraș în care iarăși aveți primar, dar nu aveți majoritatea în Consiliul Local, să aibă și majoritatea în Consiliul Local, lucru care mi se pare deosebit de important. Eu aș vrea însă să mă refer la alt aspect.
Mie mi se pare că la roman este necesară ca oricând politica liberală prin noi înșine acea deviză arhicunoscută liberală în condițiile în care noi ne aflăm în opoziție față de Consiliul Județean în care majoritatea este formată, majoritatea PSD, PMP, ALDE dictează și are o politică absolut neprietenoasă față de romani, demonstrată de la începutul acestui mandat. Cunosc că majoritatea din Consiliul Județean are o atitudine total nefirească, ostilă, adversă, ostilă și are o atitudine față de locuitorii din Roman, că la urma urmei ar trebui să conteze mai puțin în stabilirea criteriilor de alocare a resurselor, culoarea politică a primarilor, ar trebui să conteze nevoile reale ale romașcanilor și, în general, ale locuitorilor din fiecare localitate. Încercăm să suplinim această adversitate de la nivelul Consiliului Județean prin realizarea de proiecte care să obțină finanțări guvernamentale, care să obțină finanțări europene și, de asemenea, în mod evident, atât domnul primar Lucian Micu, cât și domnul Leureanu, cât și echipa noastră căutăm să găsim soluții de dezvoltare economică, soluții de atragere a investițiilor către municipiul Roman, astfel încât să creăm o dinamică economică care să permită romașcanilor să aibă o viață din ce în ce mai bună. Oricum, orașul e foarte frumos, foarte cochet, se vede că e administrat cu dragoste și chiar e unul dintre cele mai frumoase orașe. Și sunt convins că va continua pe linia asta după data de 11 iunie, pentru că Lucian Micu știe exact despre ce e vorba aici în administrația locală, cunoaște toate proiectele și este un om extrem de devotat interesului public al locuitorilor din Roma. Romanul este un oraș, mă așteptam să spun, și un oraș foarte curat. E de asta nu mai zic. Am zis că e frumos, nu mai curat. Că una este fi curat, alta este să fie și frumos. În care știți ce se întâmplă acum pe chestiunile astea de mediu, în care, iată, Romanul trebuie să facă față acestei scumpiri exagerate a gunoiului. Asta este impusă, este impusă de la nivel guvernamental. Și din fericire, cetățenii trebuie să afle acum în curtea cui se află vinovăția deci de a plăti. Pleacă de la nivel guvernamental, iar noi ca liberal ne luptăm pentru diminuarea acestor scumpiri date prin acte normative de la nivel de guvern, astfel încât să nu crească prea mult tarifele pentru serviciile de salubritate. Deci, domnule primar Micu, ați avut foarte dese întâlniri cu cetățenii, cu asociațiile de proprietari. A înțeles lumea în sfârșit ce este cu această majorare aberantă a prețului la gunoi? Da, după cum bine știți dumneavoastră, eu încă de la începutul acestui an mi-am propus să mă întâlnesc cu cât mai multe categorii socioprofesionale. Încă de când am început să conturăm bugetul, m-am întâlnit cu toate categoriile socioprofesionale care activează pe raza municipiului Roman. Parte dintre ele au fost întâlniri și cu reprezentanții asociațiilor de proprietari. Știți foarte bine că eu încă din luna ianuarie am anunțat aceste taxe care urmau să se aplice pentru cetățenii municipiului Roman. Am încercat demersuri atât la nivel parlamentar prin intermediul domnului deputat Leureanu, cât și la nivel personal prin intermediul Asociației Municipiilor din România, acolo unde eu sunt membru în Consiliul Director. Am avut nenumărate întâlniri cu ministrul mediului de la acea vreme, domnul Daniel Constantin. Ni s-au dat angajamente și promisiuni că va fi modificată această legislație în sensul în care să impunem anumite procente pe care noi să le reciclăm și dacă ne atingem aceste obiective de reciclare, să nu plătim taxa sau dacă nu le atingem, să plătim taxă doar pe cantitatea necolectată selectiv. Iată că, din păcate, după aproape 6 luni de la intrarea în vigoare a acestei taxe și până acum suntem tot la stadiul de discuții, între timp am schimbat un ministru, a venit alt ministru, din păcate constat că are aceeași atitudine, deși mă așteptam la mai mult din partea acestui ministru, având în vedere faptul că
provine din administrația publică locală, a fost viceprimar al municipiului Ploiești și chiar mă așteptam să înțeleagă problemele cu care se confruntă o autoritate publică locală, dar se pare că setea de bani la nivelul guvernamental este mult prea mare, nevoia de bani este mult prea mare față de angajamentele pe care guvernul le-a luat în fața cetățenilor de a majora aberant anumite venituri ale unor categorii sociale și atunci, pe cale de consecință, folosesc acești bani, inclusiv dacă e să ne luăm de eliminarea acelor taxe care a fost făcută heirupist, dar degeaba mi-a eliminat, de exemplu, taxa auto, care o plătea doar cel care își cumpăra o mașină și mi-a introdus o taxă pe care o aplici tuturor cetățenilor României. Și e clar că veniturile sunt infinit mai mari decât ceea ce se colecta înainte. De aceea am avut și la ultima întâlnire, după cum știți dumneavoastră, cu asociațiile de proprietari, am chemat un reprezentant al Consiliului Județean, chiar dacă într-o primă etapă președintele Consiliului Județean a încercat să fugă de responsabilitate și nu a avut curajul să vină alături de mine să le exprimăm, să le explicăm cetățenilor municipiului Roman, măcar în ceasul al 12-lea, în urma unor multe insistențe, a trimis o persoană delegată din partea Consiliului Județean pentru a le explica romașcanilor despre ce este vorba. Mă întorc unde Dodovic Orba la deviza prin noi înșine și aș vrea să mai punctăm aici un lucru deosebit. Administrația liberală romașcană este legată extraordinar de mult de investițiile, de capital străin sau autohton în roman. În condițiile în care Moldova știm că este ocolită sistematic de investitori din cauza infrastructurii precare, iată că administrația locală liberală a reușit la roman să aducă o firmă ca TRV-ul, așa, și iată mai nou o altă investiție deosebit de importantă la firma Somaco din Roman, care aduce la Roman alte 300 de locuri de muncă. Acolo unde există bunăvoință, există și capacitate de a aduce investiții serioase. Mai mult decât atât, sunt convins că administrația locală din Roman susține orice romașcan și orice om care vrea să pună pe picioare o afacere serioasă, care vrea să dezvolte o mică serviciu sau domeniul comerțului sau o mică fabricuță sau o mică atelier. Numai prin susținerea acestor oameni care vor să facă ceva, vor să investească, vor să-și asume riscuri, au inițiativă economică, putem să îmbunătățim viața oamenilor, să ne dezvoltăm economic. Iar aici, jospălăria față de ceea ce face administrația locală din Roma. Evident, pentru ca valul investițional să poată să ajungă în toată Moldova, este imperios necesar să investim masiv în dezvoltarea infrastructurii. Autostrada Moldova, chiar autostrada de pe coridorul 9, de pe actual DN2, în care se vede că deja traficul are niște indici care reclamă nevoia unei autostrăzi de asemenea, trebuie dezvoltată, trebuie investit și în infrastructura feroviară, pentru că este important, mai ales pentru transportul de marfă. Toate aceste investiții sunt absolut necesare, fără de ele nu poate exista o dezvoltare și nu poate să treacă valul investițional, nu poate să treacă Carpații. Dar sunt convins că presiunea pe care o exercităm ca și formațiune politică, care am preluat, de fapt, proiectul filialelor liberale din Moldova și din Bucovina, va genera o schimbare a atitudinii guvernului și tragem nădejde că vor aloca resursele necesare pentru a face investițiile în domeniul infrastructurii absolut necesare pentru dezvoltarea Moldovei.
Domnule Lucian Micu, revenind la cele două investiții majore, aș vrea un pic să îmi spuneți care este impactul lor asupra bugetului local, mă referim de la cea de la TRV și mai nou asta de la Somaco și haideți un pic să dezvoltăm acest subiect. Da, eu aici două aspecte aș vrea să punctez care mi se par foarte importante și care țin de o viziune liberală. În primul rând, așa cum spunea și domnul Orban, noi aici la Roman avem o preocupare față de toate categoriile de investitori, indiferent că discutăm de investitori mari, investitori multinaționali care vin să construiască structuri mari de producție pe raza municipiului Roman, dar cât și la investitorii autohtoni, încercăm să le punem la dispoziție tot ceea ce înseamnă rețelele de utilități pentru dezvoltarea activităților lor. Discutăm aici de asfalt, discutăm de rețele de energie electrică, discutăm de rețele de alimentare cu gaze naturale, apă, canalizare și așa mai departe, tocmai pentru ca toți acești investitori să poată să-și desfășoare activitatea în condiții normale, indiferent de mărimea acestui investitor. Mai mult decât atât, eu am o viziune în ceea ce privește Romanul, pentru că nu vreau ca Romanul să mai stea întins, cu mâna întinsă la dispoziția nu știu cărui baronaj local, așa cum se naște peste noapte câte unul, venit de pe cine știe ce colț al județului și proptit pe un scaun la Piatra Neamț. Romanul, în momentul de față, vreau să vă spun că are ca și obiectiv crearea cât mai multor locuri de muncă, care va genera o concurență pe piața muncii și implicit salarii mai mari. Acesta este obiectivul meu, pentru că ce se întâmplă? Pe cale de consecință, veniturile la nivelul primăriei municipiului Roman vor fi mult mai mari din acea cotă de impozit pe veniturile salariaților și vreau doar să vă anunț că de la începutul anului și până acum circa 600 de mii de lei noi, adică 6 miliarde de lei vechi, intră suplimentar în visteria primăriei municipiului Roman, bani cu care noi să ne realizăm investițiile pe care ni le propunem la nivelul primăriei municipiului Roman și nu să fim luați în bătaie de joc de către anumiți ajunși trecători pe anumite funcții și cu alocări de sume de 2000 de lei prin care își bat joc de romașcani. Dar vreau să le transmit foarte clar romașcanilor că primăria municipiului Roman nu va avea nicio sincopă în dezvoltarea sau în acest drum al dezvoltării pe care noi am pornit în urmă cu 9 ani și mai mult decât atât, toate proiectele pe care noi le-am depus vor avea surse de finanțare. Sunt proiectele europene în diverse stadii, chiar unul dintre ele în faza presemnării contractului de finanțare, este vorba de parcul Jora și mai departe toate celelalte proiecte europene pe care le avem depuse se află în faze finale de evaluare și ulterior de semnarea contractelor. Mai mult decât atât, avem proiecte depuse și la Ministerul Dezvoltării prin Planul Național de Dezvoltare Locală, acolo unde, așa cum am anunțat și la conferința de presă, pe lângă suma obținută în trecut de fostul primar Leoreanu, am reușit în acest an suplimentarea acestor sume și mai mult decât atât, din cele 4 proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării, 2 dintre ele sunt cu șanse foarte mari de a obține finanțare. E vorba de o finanțare de peste 80 de miliarde de lei vechi, bani care vor veni la nivelul municipiului Roman. Nu aș vrea ca alții să se mai laude și să spună că dacă au Consiliul Județean și Guvernul, va curge la Roman lapte și miere, ci ține doar de capacitatea administrativă, de viziunea de a face proiecte și de a ști să depui acele proiecte care pot obține finanțare cu adevărat. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că noi vom continua accesarea de fonduri europene. În perioada imediat următoare așteptăm deschiderea unor linii de finanțare noi. În momentul de față lucrăm la încă 2 proiecte foarte importante, Centrul Cultural Multifuncțional Unirea, acolo unde ne dorim realizarea unui cinematograf și a unei săli multifuncționale care să prevadă și un ecran de proiecție, dar și o scenă pentru spectacole și, bineînțeles, Creșa Smirodava, care iarăși este un obiectiv foarte important pentru noi romașcanii. Și, bineînțeles, vom continua cu schimbarea iluminatului pe bază de LED și așa mai departe, toate care sunt ghiduri de finanțare în momentul de față în dezbatere publică, imediat cum se finalizează și vor fi publicate, vom depune și aceste proiecte. O problemă majoră pe care o are însă Guvernul României și pe care trebuie să o remedieze cât mai repede
este legată de faptul că până acum nicio autoritate de management nu este autorizată de către Comisia Europeană și fără această autoritate de management nu putem obține aceste finanțări. Așa că cel mai bine guvernul ar face să pună mâna la treabă, să obțină toate aceste avizii necesare de la comunitate, de la Comunitatea Europeană, de la Comisia Europeană și să ne lase pe noi, administrațiile publice locale, să ne facem treaba, pentru că noi chiar știm ce avem de făcut. Domnule Ludovic Orban, m-ar interesa care este opinia dumneavoastră referitoare la măsura în care ar putea politicul să pună capăt acestei discriminări de care vorbeam în alocarea fondurilor, așa cum spunea și domnul primar, e simplu. Instalarea unui schimbarea legislației, adoptarea modelului european în care selectarea proiectelor care urmează a fi finanțate, să existe criterii clare, obiective, să existe transparență, să existe proceduri clare și mai ales să existe comisii de evaluare care să nu poartă amprenta politicului, în care să fie specialiști din diferite domenii, din mediul universitar, din asociațiile administrațiilor locale, fie că e vorba de Federația Municipiilor, Asociația Comunelor, Uniunea Consiliilor Județene, astfel încât să existe obiectivitate în deciziile de alocare a fondurilor, să fie selectate acele proiecte care îndeplinesc criteriile și care răspund într-o măsură cât mai mare nevoilor reale ale oamenilor din comunitățile locale. Ordonanța 28 este o rușine pentru România. Și astăzi banii se dau în cea mai deplină, în deplină opacitate. Nimeni nu știe care sunt criteriile reale. Nu există comisii de evaluare publice. Nimeni nu știe câți bani se duc pe ce proiecte, către ce comunități locale. Trebuie să faci adevărate eforturi să angajezi echipe de detectivi ca să afli cu adevărat unde se duc banii publici. Adică e vorba de banii plătiți din taxele și impozitele cetățenilor. Asta înseamnă ciuma roșie, ca să zic așa. Alocarea discriminatorie a banilor fără niciun fel de criteriu, pur și simplu pe ochi frumoși, pentru unicul scop de a obține voturi pentru cei care se află astăzi la putere. Apropo de acest lucru, vă dau un exemplu. Noi când am fost la putere, de exemplu, am emis ordonanța 7 și am inițiat practic mecanismul ăsta de alocare de resurse financiare pentru proiectele de dezvoltare a comunităților locale. A fost o procedură transparentă, cu criterii obiective, cu termen de depunere a proiectelor, în care a existat un echilibru între forțele politice în ceea ce privește obținerea finanțărilor. Noi am arătat că suntem altfel și că nu vrem să dăm banii pe ochi frumoși numai ca să facem terenul în pantă sau să facem parcuri în localități care sunt înconjurate de păduri și în care sunt parcuri naturale. Vom schimba lucrurile astea. Apropo de aceasta, în pre-campanie electorală, și aici o să ne spună și mai multe lucruri și domnul primar, deci PSD-ul a dus la Roman pe ministru, într-o vizită meteorică, e drept, pe ministrul sănătății Florian Bodoc, care a făcut o vizită la spitalul din Roman și la întrebarea noastră a jurnaliștilor, de ce va putea beneficia Romanul în urma acestei vizite, am aflat că, de fapt, nu poate beneficia de nimic. Programul pentru computer tomograf destinat numai către spitalele județene. Noi, anul trecut, am avut o luptă întreagă pentru ca să primim și noi o finanțare de la Consiliul Județean pentru un aparat de radiologie pe care l-am luat, până la urmă, tot prin noi înșine. Da. Și așa mai departe. Și toate de genul acesta. Apa trece, pietrele rămân. Domnul primar, o să ne... Da, eu întâmplător am luat parte la această întâlnire pentru că mi se părea normal în casa noastră, Spitalul Municipal de Urgență Roman, până la urmă este în subordinea primăriei municipiului Roman și așa se cuvenea ca eu să-l întâmpin pe domnul ministru.
A fost și o întrebare din partea dumneavoastră care mi-a plăcut foarte mult, cu ce impresie au plecat doctorii de la acea întâlnire, și eu am răspuns foarte plastic cu aceeași impresie cu care au venit. Că au pierdut o oră jumate din viața lor și până la urmă tot în sarcina primăriei municipiului Roman, ca toate aceste gândiri. Eu vreau să vă spun că tratez foarte serios problematica Spitalului Municipal de Urgență Roman. Gândim deja în momentul de față și avem un studiu de prefezabilitate pentru o finanțare europeană, un centru de imagistică în cadrul spitalului, care presupune atât construcția unei clădiri care să fie lipită de Spitalul Municipal de Urgență Roman, în partea opusă centrului de primiri urgențe, și mai mult decât atât, dotarea acestui centru de imagistică cu computer tomograf, RMN, ecograf și așa mai departe, astfel încât și romașcanii să beneficieze de un act medical de calitate, și nu numai romașcanii, pentru că ceea ce nu a înțeles domnul ministru este faptul că, și nici domnul președinte al Consiliului Județean, dar la domnul președinte e de înțeles de ce nu înțelege, e legat de faptul că Spitalul Municipal de Urgență Roman deservește jumătate din populația județului, plus câteva comune din județele limitrofe, Vaslui, Bacău și Iași. Ceea ce înseamnă un număr foarte mare de populație, toată presiunea din punct de vedere financiar este lăsată doar pe primăria municipiului Roman, și de aceea noi trebuie să găsim soluții alternative și nu să stăm să ne lamentăm și să ne plângem. Miniștrii, așa cum spunea și domnul Orban, vin și pleacă, apa trece, pietrele rămân, așadar noi știm foarte bine ce avem de făcut la nivelul primăriei municipiului Roman, și vom investi în continuare în Spitalul Municipal de Urgență Roman, indiferent ce ministru va mai veni sau va mai trece prin Roman. Deși, din câte am înțeles, în următoarea perioadă, prea curând, nu vom mai vedea miniștri. Se pare că și-au luat mâna de pe candidatul lor de la Roman. În ce alte localități ale județului, că mai avem două localități... Pipiric și Băltățești. De aici mergem la Pipiric și la Băltățești. Aveți acolo speranțe sau și acolo speranțe să... Ne bătem toate localitățile. Sunt 49 de localități unde au loc alegeri pentru funcția de primar. Partidul Național Liberal are candidați competitivi în aproape toate aceste localități. Eu până astăzi am fost în campanie în peste 15 localități și până în data de 11 iunie sper să ajung în cât mai multe localități, astfel încât să particip la campanie și să ne îmbunătățim rezultatele. Înainte de... mai avem doar 3 La Pipiric ne-au șutit PSD-ul, candidatul, după cum bine știți, că nu s-au mulțumit cu ordonanța 55 să ne fure primarii dându-le bani, nu din buzunarul lor, dându-le bani din taxele și impozitele plătite de cetățean, ca să le silească conștiința să-i oblige să treacă în PSD. Acum au trecut la furatul de candidați, cu niște presiuni inimaginabile pe care le fac, folosindu-se în mod abuziv de pârghile pe care le au fiind partid de guvernare. Dar cu toate astea le bătem și încercăm să convingem și locuitorii din Pipiric și Bălțătești să voteze pe DNA. De imensa ipocrizie cea legată de depolitizarea funcției de prefect, care este departe de... Ce depolitizare? Se va repolitiza, adică o să-și pună pe cine vor ei, prefect. Ca și la descentralizate, deja domnul Asenea a anunțat intenția. Bineînțeles, bineînțeles. Mai atâta un cap. Bine, oricum nu prea a deranjat guvernul Cioloș. Guvernul Cioloș era o mână de miniștri la București, dar de fapt puterea a fost deținută în realitate de actualul partid de guvernământ. Ceea ce vă va aduce dumneavoastră, că a fost una din vocile critice ale partidului. Nu, eu am cerut ca Cioloș să fie candidat doar dacă se înscrie în Partidul Național Liberal și ca reprezentant al Partidului Național Liberal și aplicând programul de guvernare al Partidului Național Liberal. Păcate, am fost printre puținii care am susținut acest lucru și se vede... Repercursiunile de rigoare. Sunt cele că astăzi PSD-ul defilează și bate joc de țara asta, de fapt. Ultimele mesaje, domnule primar, domnule Ludovic Orban.
Eu încă o dată vreau să mulțumesc domnului Orban pentru prezența alături de mine astăzi. Înseamnă foarte mult pentru mine, o motivație în plus ca pe 11 iunie să obținem un scor foarte bun la Roman. Bineînțeles, în primul rând să obținem primăria municipiului Roman, dar mi-aș dori să o facem și cu un scor foarte mult, astfel încât să recompensăm prezența domniei sale și să sperăm că un mare plus din aceste voturi va fi și datorită vizitei dumneavoastră de astăzi. Eu am încredere în romașcani, am încredere în discernământul romașcanilor și sunt convins că ei își cunosc binele, iar binele romanului înseamnă Lucian Micu și Partidul Național Liberal. Mulțumim!